Bine ați venit la spectacolul care omagiază dansul popular și pe dansatorii de ieri și de astăzi. Cei care au îmbrăcat cu mândrie costumul popular românesc și au prezentat dansuri în țară și peste hotare. Vă mulțumesc tuturor celor care sunteți prezenți și deosebi dansatorilor, cântăreților, celor care vor evolua pe scenă în această seară, în special celor care vin de departe. Le mulțumim mult și vă spun că acest proiect a fost posibil datorită banilor care au venit de la Consiliul Județean Brașov, bani destinați clar pentru cultură, pentru acest spectacol, adică acești bani nu puteam să-i folosim în altă parte. Oamenii de mine, pe Diana Crivincea Popa, este prezentatoarea din această seară, este prietena ansamblului. Este prietena noastră a ansamblului folcloric Jumii Becanului de pe Olt și fiind managerul Casei de Cultură din Făgăraș, este elementul de seri. Îi dau microfonul și vă doresc să avem o seară plăcută împreună, o vizionare plăcută, să ne încântăm cu dansul și cântecul popular. Te rog, Diana. Mulțumesc frumos, domnul primar. Te rog un pic mai încet, că vocea mea de la radio sună un pic mai tare decât vocea domnului primar. Mă bucur foarte tare să fiu astăzi alături de dumneavoastră la prima ediție a festivalului dedicat Mariei și lui Paul Trâmbițaș. Pot spune că e a doua ediție, pentru că noi am mai făcut un eveniment frumos chiar după plecarea Țuștii din lumea aceasta și a fost tot așa de frumos cum e astăzi aici. Și vreau să încep prin a vă spune că harul Mariei Trâmbițaș este aici, eu îl simt, nu știu dacă dumneavoastră nu simțiți pe Țușca, dar știu sigur că e aici lângă noi. Acum îmi dau lacrimile pentru că mie mi-a fost foarte, foarte dragă. Și mă bucur tare că am putut fi astăzi alături de primăria Becnean, de oamenii faini din Becnean, de grupul vocal, de ansamblu, de orchestră, de ansamblu profesionist Banatul. Și acum continui. M-am emoționat foarte tare și vreau să schimb cumva, să-l chem alături de noi pe scenă. Pe domnul președinte al Comitetului Organizator, domnul profesor Tipi Puiu. Bună ziua, vă dau cuvântul. Dragi becleren, stimați invitați, programul, spectacolul la care participăm astăzi, se înscrie în preocuparea primăriei Beclean, a Consiliului Local, pentru păstrarea tradițiilor culturale ale satului nostru. Dar are o dedicație specială, și anume sărbătorirea unei fiice de excepție a satului nostru, Maria Trâmbițaș, și a soțului ei, Paul. Este foarte important că se organizează un asemenea eveniment, după părerea mea, prima dată în istoria recentă a comunității, când dăm cuvenita prețuire celor ce s-au ostenit cu folos în vremea din urmă, pentru ca să se știe și să se vadă că n-am lăsat să se piardă tradițiile noastre. Oana Țaș și soțul său, Paul, merită această cinstire pentru munca lor și pentru că au pus Becleanul la loc de mare cinste. Este meritul domnului primar Claudiu Motrescu, al domnului viceprimar Ovidiu Trâmbițaș,
al familiei Florin și Silvia Șerban, al membrilor grupului vocal și al dansatorilor, care au muncit mult ca să avem astăzi acest spectacol de excepție la căminul nostru. Le mulțumesc tuturor! Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne onorați cu prezența la această oră. Sala este plină. Vă promit că vom asista la un spectacol deosebit. Vă mulțumesc! Aș vrea acum să-l invit pe scenă alături de noi, să invit pe Florin și Silvia Șerban. În aplauzele dumneavoastră, sunt o întreagă în sală de juri de canalul. N-aș vrea să zic mai multe, pentru că sigur aș face pe Silvia să plângă, așa că vă las pe voi și vă dau cuvântul. De fiecare dată când mă aflu pe scenă, emoțiile sunt mari, dar de data asta sunt și mai mari. Pentru că Țușca, de acolo, de sus, după ce a plecat, mi-a dat ocazia să vorbesc de două ori în fața lumii despre ce a însemnat dânsa pentru ansamblul Junii Becleanului, pentru comunitatea din Beclean, dar și ce a însemnat și încă mai înseamnă, că sigur, ne drumul de acolo de sus, pentru mine și Silvia. De când a venit din Banat, a venit cu o experiență mare în spate și ceea ce suntem noi doi astăzi se datorează în mare măsură și ei. Zic că în fața dumneavoastră am emoții foarte mari, mă încerc scuze, dar pentru Țușca am mai vorbit odată când s-a stins în biserică, am avut cel mai mare emoție din lume, de-abia m-am stăpânit. Astăzi, cu un imbold venit de sus, am reușit chiar să strângem rândurile și să umplem căminul cultural din Beclean cu spectatori și sperăm că pe scenă, și nu sperăm să suntem siguri, că pe scenă invitații noștri de astăzi vor să încânte și să vă bucure sufletele și o să ne dea pentru mai departe forța de a munci. În aplauzele dumneavoastră o să invită membrii ansamblului Junii Becleanului pe scenă pentru... Și de asemenea pe scenă va urca artista Mădălina Grama, fiică a satului Beclean. Ei vor fi acompaniați de orchestra ansamblului folcloric Junii Becleanului și, cum a spus și Florin, costumele pe care le poartă tinerii dansatori în acest moment au fost create de Maria Trâmbițaș. Haideți să-i aplaudăm!
Thank you.